În fierbintele deșert Karakum din Turkmenistan, cele aproape 350 de persoane ale satului Derveze cred că asupra lor tronează un blestem. În satul lor arde neîncetat timp de 40 de ani un crater cu diametrul de 70 de metri. Groapa se vede de la kilometri depărtare și este o curiozitate chiar și pentru oamenii de știință. Localnicii au numit-o poarta către iad și la o primă vedere, imensul crater aprins din Turkmenistan, din apropierea orașului Derveze, are toate atributele pentru a fi asemănat cu mitologica poartă către lumea subpământeană. Nimeni nu știe unde duce și de 35 de ani craterul nu a putut fi explorat niciodată. În schimb, numărul turiștilor care se înghesuie să admire minunea crește de la an la an. Poarta către iad este un câmp de gaze naturale din Derveze, Turkmenistan, care s-a prăbușit într-o peșteră în anul 1971, devenind un crater natural de gaz. Geologii au dat foc pentru a preveni emanarea gazului metan, iar de atunci arde în permanență. Diametrul acestui crater este de 69 de metri, iar adâncimea sa de 30 de metri. Acest sit a fost descoperit de către inginerii sovietici în anul 1971, iar inițial s-a crezut că era un câmp petrolier. Tocmai de aceea au derulat cercetări pentru a afla cantitatea de petrol existentă, numai că observa că acolo nu se afla petrol, ci gaze. Următoarea mișcare a acestora a fost extrem de previzibilă, încercarea de a înlătura gazele, pentru ca orașele din vecinătate să nu fie afectate. Prin metoda arderii, s-a estimat că acestea urmau să ardă doar în timp de câteva săptămâni, dar încă mai ard și astăzi, după mai mult de 4 decenii. Exploratorul George Corounis a fost primul care a pășit în interiorul acestui crater. În luna aprilie anului 2010, președintele Turkmenistanului a vizitat situl și a ordonat ca acest crater să fie închis sau să se adopte măsuri pentru a limita influența sa în procesul de dezvoltare al gazelor naturale. Poarta iadului nu este o minune a naturii, ci este cauza unui accident industrial. În 1971, o sondă de forare a rușilor a intrat din greșeală într-o pungă de gaz natural, aflată sub pământ. Acest lucru a dus la prăbușirea pământului și la formarea acestui crater uriaș. Odată cu prăbușirea pământului, a fost înghițită și sonda de forare, pentru că fusese perforată o pungă de gaze. Un fum otrăvitor a început să iasă din crater, îngrijorându-i și pe specialiști.